Un medic a plonjat cu mașina în vegetația de pe marginea drumului național care leagă Baia Mare de Târgu Lăpuș. Bărbatul tocmai terminase o gardă de noapte și cel mai probabil a adormit la volan. A acroșat un alt autoturism și a fost proiectat în gardul viu de pe marginea drumului, unde mașina a rămas suspendată. Medicul a rămas în autoturism până când au ajuns la fața locului pompierii de la descarcerare și smurt. Din fericire a scăpat cu răni ușoare. Înainte de a fi dus la unitate de primiri urgențe a spitalului județean Baia Mare, a spus polițiștilor că nu și amintește cum s-a produs accidentul.